Bună ziua, dragi telespectatori! Iată-ne la încă o ediție din emisiunea Cuvinte pentru Suflet. Suntem alături de Părintele Vieru, aici în Precisa 3, și astăzi vom discuta despre rolul bisericii în educația copiilor și nu numai, pentru că vom trece în revistă de demult până în zilele noastre și să vedem cam ce planuri are biserica să se implice în mod activ într-o bună educație a copiilor. Bună ziua, Hristos a înviat! Și mulțumim că ați acceptat provocarea noastră de a discuta un subiect destul de complex, să spunem. Mulțumesc că ați venit la noi în parohie, aici în Paraclisul Acoperimentul Maicii Domnului. Da, într-adevăr, este un subiect mai fierbinte, dar nu trebuie evitat. Ca să o luăm punctual și istoric, a trebuit să începem de demult. De demult. Eu știu să amintim chiar înainte de venirea Mântuitorului, în Vechiul Testament, părinții căutau să realizeze pentru copiii lor o educație deosebită. Educația deosebită se făceau în punctele religioase. Eu știu să spunem la evrei, în sinagogă. Dacă citim în istorie, știm că și împărații își duceau copiii tot la mari învățători religioși. Pentru că primele noțiuni ale vieții trebuiau să le primească din punct de vedere duhovnicesc, al inimii. După aceea învățau și celelalte obiecte ale vremii lor. În Vechiul Testament se punea mare accent pe acest lucru ca cei mici copiii, tinerii, să fie pe lângă un învățat, un mare învățat, ca să primească cât mai multe mărgăritare duhovnice, să spunem așa. Apoi, în Noul Testament, vedem la un moment dat că Mântuitorul la 12 ani a venit în templu, dar nu a fost învățat, ci el a învățat pe acei bătrâni ai poporului, schimbând legea, adică a venit cu legea nouă, cu Noul Testament și Mântuitorul, venind la 12 ani în templu, arată că acolo, de fapt, se face școala vieții. În biserică. Alături de Dumnezeu. Aș vrea totuși să poposim acest subiect, pentru că, să zicem, bazele învățăturii, putem să spunem că le-a făcut Iisus Hristos, pentru că El a învățat omenirea multe. Da. Păi, ce am citit în cartea istoriei, Biblia. Acum, vom vedea pe parcursul emisiunii că și școlile românești învățau alfabetul din ceaslov. Da, într-adevăr, Mântuitorul pune bazele, eu știu, nu putem spune un învățământ, pune bazele corecte ale educării copiilor. Ale educării copiilor. Și nu numai, pentru că El ne-a învățat și pe noi, i-a învățat și pe cei mari și pe cei mici. Bineînțeles. Unii au acceptat învățăturile, alții nu au acceptat învățăturile. Cei care au acceptat învățăturile au avut de câștigat, adică omul învățat are tot timpul de câștigat. Omul care nu e învățat pierde. Cu atât mai mult dacă omul învață prima dată cele care îl leagă de suflet, după aceea celelalte sunt împlinesc ceea ce învață el în biserică. Avem un mare exemplu în secolul 4, pe Sfântul Vasile cel Mare, care a știut să împletească foarte bine învățătura religioasă cu învățătura laică. El spune în cuvintele sale către tineri că trebuie să învețe în sânul bisericii, dar să nu neglijeze celelalte. Adică să le pună în balanță totuși. Sfântul Vasile cel Mare, el a făcut acest lucru și de ceea ce se spune și mare, că pe lângă... A făcut un lucru mare. Da, a făcut un lucru foarte mare să arate, să demonstreze de fapt că învățătura religioasă, învățătura în biserică, trebuie completată și de învățătura cea bună din lume.
Și oarecum se completează una pe cealaltă, pentru că nu putem să învățăm doar de la școală fără să completăm învățătura sufletului, să spunem, și nici invers. Da, ele se completează. Pentru că ar trebui, ele trebuie privite ca un întreg. Așa este. Dacă ne uităm în istoria bisericii, dar și în istoria în general, oamenii mari pe amândouă le-au învățat. Adică și-au lipit inima de amândouă, mai, să spunem, mai mult de învățătura legată de cunoașterea lui Dumnezeu, cu odată ce încerci să cunoști cât de cât tainele Dumnezeirii, inima se deschide mult mai ușor și poți cunoaște și tainele cele lumești. Dar dacă se începea invers, sau dacă se începe invers cu cele ale lumii, nu le poți înțelege pe cele divine. Oricum, ordinea a fost că prima dată învățăturile au fost transmise prin viu grai. Așa este. Iar pe urmă lumea a învățat să scrie și le-au transmis mai departe. Deci, oarecum s-au completat pe rând. Da, așa este. Și învățăturile Mântuitorului prima dată au fost transmise prin viu grai, după care au fost puse în scris ca epistole. Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost un fel de scrisori către biserici. La fel și evangheliile au fost scrise nu pentru a fi puse în Biblie, să spunem, au fost scrise pentru o anumită categorie de oameni, pentru romani, de exemplu, pentru păgânii care trebuiau să devină creștini, să ajungă la creștinism. Și așa, încetul cu încetul, biserica și-a format manualul principal, Biblia, da, explicată de Sfinții Părinți. Totodată, ca să înțeleagă și telespectatorii de ce am spus că cam asta a fost ordinea. Prima dată am transmis prin viu grai, da, raportându-le la subiectul principal al emisiunii, și copiii prima dată primesc educarea, cei 7 ani de acasă, da, în care în cei 7 ani de acasă, bine, au rol și nașii care merg cu copiii la biserică, care au grijă de partea asta și așa mai departe, dar prima dată oarecum sunt educați și văd din ce în ce mai mult în biserici, pentru că și eu merg cu fetița mea mică, locul copiilor, unde stau, desenează în timpul slujbei, își văd de ale lor și abia merg la școală. Adică asta e, ori ne-a rămas firească. Prima dată ne ocupăm de suflet, de cei 7 ani de acasă, de învățăm prima dată copiii să facă cruce, să spună o rugăciune, iar apoi învățăm să scrie, să socotească. Cei 7 ani de acasă ar fi ideal să-i petreacă copilul așa cum a spus. Dar din ce în ce mai mult văd părinții, da, părinții cel puțin generația noastră, care avem oarecare, să spunem, nu neapărat experiență, dar învățături, să spunem, de la bunicii, da, noștri. Da. E o generație sărită, să spunem, cea care a trăit înainte de 89, da, care da. A sărit puțin, dar noi crescând foarte mult cu bunicii și așa mai departe, oarecum văd tinerii că se reîntorc către biserică și către educarea copiilor în mod corect, să spunem. Știți, familia mai este numită biserica de acasă. Da. Dacă familia știe să-i ofere o mică fărâmitură din învățăturile sau din experiența lor și a înaintașilor lor, a bunicilor, deja copilul începe bine. Da, într-adevăr, a spus că mai sunt în timpul slujbei copii, dar sunt multe, așa să ajungem în contextul actual, sunt multe parohii care desfășoară o activitate numită cateheză. Cateheză cu copiii. Da. Chiar are și o denumire așa de mulți ani în biserică, Hristos împărtășește copiilor. Și noi desfășurăm de mulți ani, de 4 ani, de când suntem aici și în parohia în care am fost la Dobreni, la fel, ani de zile am continuat cu activitatea asta care este foarte frumoasă. Ora de cateheză. Ora de cateheză se completează cu ceea ce este acasă. Ceea ce este acasă este mai mult practică, nu teorie. Dacă copilul vede că tatăl postește, e deja o lecție. Da. Dacă cel mic vede că mama își face rugăciunea de seară și de dimineață, este a doua lecție. Adică nu e așa de complicat școala de acasă, cei 7 ani. Noi le complicăm lor sau noi le complicăm toate. Dar dacă
copilul vede lucrurile astea care țin tot de suflet și de biserică, deja când ajunge nu numai în biserică ca un creștin adevărat, când ajunge ca om în societate, are o bază bună și îl poți modela înspre bine. Poți clăti o societate bună. Sănătoasă, să spunem. Sănătoasă. Noi am făcut religie în școli. Și era materie la care nu trebuia să vină părintele să dea cu subționatul că vrem neapărat opțional religia. Și la noi, bine, i-am prins și câțiva ani la școala din Bravaș 2 și din Cut și venea părintele, sau mai venea câteodată când avea părintele slujbă și așa, mai venea doamna preoteasă. Și ne învăța despre religie în general. Nu, niciodată nu ne-a spus noi ortodoxi avem credința cea dreaptă. Ne învăța și despre protestanți, ne spunea câteva cuvinte, și despre budiști, și despre musulmani, și așa mai departe. Dar prin felul cum ne învăța, noi eram mândri că suntem ortodoxi. Asta e lucru bun. Ce rol are acum, în zilele noastre, în condițiile în care ora de religie este opțională, ce rol are în școală și în educarea copiilor care deja au trecut de perioada aia de desenat la biserică, da, și deja sunt la școală? Cam care ar fi, să spunem, nu neapărat în anul 2018, da, ci în perioada asta. Da. Din păcate, spunem așa, s-au mai schimbat lucrurile din vremea în care povesteați. Acum religia este predată mai mult de profesori laici, care au pregătire teologică. Un absolvent de teologie poate să predea și ora de religie. Tot timpul biserica a fost persecutată, mai mult sau mai puțin, cu diferite metode știute, văzute, nevăzute, înțelese de noi sau nu. Acum normal că unii oameni, eu știu, neștiu sau mai de la putere, mai înțeapă câte o leacă biserica. Și au fost așa puțină tulburare atunci cu ora de religie, ajungându-se ca acum să fie opțională. Dar cu toate astea, din câte știu, peste 90%, mai mult de 90% dintre copiii ortodoxi frecventează ora de religie. Asta ca primul lucru. Al doilea lucru, are un rol bun, ora de religie, dar are un rol de completare a ceea ce primește el acasă. Este prea puțin o oră de religie să-i umple un gol sufletesc care niciodată nu a fost atins de părinți sau de bunici sau de altcineva. Mi se pare absolut de ajuns că învață o rugăciune la ora de religie, învață câteva norme de conduită morală, învață, eu știu, lucruri elementare. Deși programa parcă este cam încărcată. Am predat și 2 ani religia la Dobrin și Negrești. Sunt unii lucruri istorice care măcar menționate, dar în general aduce un element bun, un suflu frumos în viața copilului. Și sunt mulți copii, ce puțin când am predat acum câțiva ani, care așteptau cu bucurie ora de religie, pentru că era o oră de stindere, nu scoate, dă teste, ceva frumos, o oră făcută din iubire, nu o oră seacă. Era oarecum și, cel puțin pentru noi și pentru profesorii care predau, părinții care mergeau acolo, era și ora în care ne rupeam oarecum de... Da. Și ne relaxam puțin mintea, da, și ne preîncărcam bateriile, să spunem. Da, de multe ori în ora de religie mai copiii mei puneau întrebări care nu aveau unde să găsească un răspuns, adică ar fi fost jenat să spună poate părinților, poate apropiaților, pe când la ora de religie se forma un curaj, curaj de a vorbi, dar nu o oră de religie seacă, scoți cartea, scoți și ai predat și după aia dai un test. Dar să, nu să fie ceva interactiv în ceva primul. Interactiv, ceva în care mai mult să vorbească ei decât tu ca profesor. Când ajungi la nivelul ăsta, deja ora de religie nu sunt mai locuri în clasă. Când ajungi la nivelul ăla, merge foarte bine ora de religie. Și totodată ora de religie complementa, de exemplu, ora de istorie sau ora de geografie, da. În care acum profesorul care predă ora de religie poate să explice cu subiect și predicat, cu poziționare în spațiu și în timp anumite evenimente. Adică să le legăm, de exemplu, ce s-a întâmplat în secolul XIV, unde s-a întâmplat și așa mai departe. Da, adică
Adică se pot face lucruri foarte frumoase și care să ajute și din punct de vedere sufletește, dar și din punct de vedere a celorlalte materii. Din câte știu, din cât interacționez eu cu profesorul de religie, se face, se face. Da. Dar încă o dată, cum am spus la început, contează foarte mult frământătura care pleacă de acasă. Contează sămânța care a pus-o părinții. Care a pus-o părinții, dacă a sărit sau nu. Da, dacă părinții minimul le-ar fi oferit din punct de vedere duhovnicesc, după aia lucrurile merg bine în ora de religie și în viața copilului. Dar atunci când vine pe zero, că mai sunt, trebuie să fim realiști, da. Nu așa spunem, vai, ora de religie, toată lumea știe. Trăim în secolul vitezei. Da, secolul vitezei. Monii sfinți spun că deja suntem ca un spital de nebuni în societatea asta câteodată. E normal că dacă vine pe zero, nu poți avea pretenția să fii ca cel care are câteva elemente primite de la părinți. Nu poți. Deși ai vrea ca tot să fii așa cum trebuie. Dar cu ei trebuie să lucrezi altfel, prin rugăciune la Dumnezeu. Pentru că rugăciunea dă un har, unde? În inima celui care are nevoie. Dând un har în inima celui care are nevoie, inima se deschide. Și o profesor de religie, prima dată, nu trebuie să știe teorie, el trebuie să se roage. Dacă profesorul avea, care mai trec pe aici pe la noi, le mai dăm canon. E tot catalogul, toate catalogele, îți face o listă cu toți copiii și îi pomenești la rugăciune, seara. Doamne, dă minte copiilor acestora. E Vasilii cu tare, cu tare, cu tare. Și atunci merge bine. Oarecum ora de religie este și pentru ceilalți profesori când vin la biserică. Da. Cum a spus, mulți profesori de religie fac parteneriate sau, eu știu, se grupează cu alți profesori făcând activități chiar frumoase. Sunt școli, noi acum, chiar dacă ca preot să mai predăm religia, preferăm totuși să rămânem cu parohia, să dăm o șansă și celor care au terminat teologia să aibă și un loc de muncă. Preotul totuși ar avea un cuvânt poate mai greu, să spunem, la ora de religie. Da. Altfel, preotul poate explica o slujbă, o liturghie, că o trăiește, o face, o săvârșește. Dar așa-s vremurile. Chiar de curând am fost la biserica din Cut 1, acum sunt două, la Părintele Augustin și în fiecare zi de Paște, copiii de la școală, cred că erau în jur de 10, veneau în primul rând la ora 3 și făceau pregătirile pentru Deni, înainte de Paște. Înainte de Paște. Da, veneau la ora 3, făceau pregătirile și toate cântările care trebuia să le cânte seara și erau foarte încântați. Noi am realizat în începutul anului o tabără. Da. O tabără în cadrul bisericii, undeva în afara orașului. A fost o săptămână de vacanță, anul ăsta în plus. Și mulți părinți nu aveau ce face copii. Și am zis, dați-i la noi că avem grijă de ei. Dar am zis, facem o tabără. Vârsta de la 10 la 18-19 ani. Dar ce facem cu ei în tabără? Adică, dacă le dai o ocupație clară, ei le place foarte mult. Ei stau doar cu telefonul în mână din cauza noastră, nu din cauza lor. Dar dacă au activități, ne-am făcut o tavă și le-am dat o temă. Împlinirea 100 de ani de la Marea Unirii. Și am făcut, le-am pus în veții poezii, cântece, eu fac o piesă de teatru, cu telefoanele nu au avut voie, așa au fost regula, doar seara aveau după ora 9. Nu mi-a cerut nimeni telefon în timpul zilei care avea nevoie de ceva. Și am stat 6 zile, 6 nopți. Deci dacă le dai ceva să facă, și în biserică, ei fac chiar cu mare plăcere. Câteodată nouă poate nici ca preoți să apelăm la ajutorul lor, că n-ați copii, nu fac cum am vrea noi, dar este lucruri mult mai frumoase, pentru că este inocent sau inima mai curată ca noi. Sunt multe parohii care fac așa. Noi cea mai puțin că noi avem o radicateză, dar rest la noi e mic spațiu ca să ne desfășurăm alte activități. Dar avem, adică învățământul nostru cel puțin eu am 5 copii și văd multe lucruri. E axat pe prea multă teorie. Învață, dar ceva să facă cu mâna lor, să se implice fizic. Mie asta mi se pare o lipsă majoră. Și noi am încercat aici să facem lucrul ăsta, adică să se implice. Avem un spital de jucării. Adică copiii de la oraș aduc jucăriile aici la noi, copiii de la ora de cateză le iau acasă, le spală, le pun baterii, le pregătesc și apoi le ducem în mediul rural. Deci prima oară mi-era mie oarecum să le spun de spitalul de jucării, dar după aia acum, de 2 ani de când facem,
tot mă întreabă, mai aduce jucării? Adică lucruri simple, dar foarte cu efect. Și făcând lucrul ăsta, el face deja o milostenie. Una, că dă o jucării, doi, că o repară și trei, că o dă cu mâna lui. Și învață să... Și învață și apoi eu îi aleg prin rotații și merge câte unul, doi cu mine să le oferi tot ei. Da. Deci doar eu sunt la butoane, ei fac toată treaba. Și după ce duc 200 de pachete la două școli din două comune, au și ei satisfacție că au făcut un lucru bun. Da. Și asta e de ajuns. Aș vrea, timpul zboară, cred că nu ajung trei emisiuni să stăm de vorbă. Da. Aș vrea să facem o mică paralelă între Biserica Ortodoxă, cum se implică ea în mod activ, și în alte biserici. De exemplu, una dintre cele mai apropiate de noi ar fi Biserica Catolică, care chiar din Evul Mediu au centre și școli și așa mai departe ale lor, care, pe lângă învățăturile pentru suflet, îmi fac și școală... După programa generală. După programa generală. Cum ne situăm noi față de alte biserici? Nu prea bine, dar spre bine. Să fac pași. Am început și în cadrul Bisericii Ortodoxe Române să se înființeze școli confesionale, așa se numesc ele, adică Biserica Ortodoxă Română, celelalte confesiuni, au o școală particulară, tot cu statutul ăsta, dar confesională. Adică ei merg după programa ministerului, ca în fiecare țară, că nu poți să faci programa ta, dar pe lângă programa obișnuită sau programa generală a ministerului, poți implementa un duh al tău, o conduită specială, un alt suflu al școlii, pentru că nu că în școala românească nu ar fi eficientă, dar vremurile în așa fel încât câteodată vine copilul acasă cu niște lucruri care te îngrozesc. Că aude de la altul, că face de la altul, că vede pe telefon și așa mai departe. Oarecum încercăm, nu putem să reinventăm roata, dar putem să o modernizăm? Putem să o modernizăm. Putem... Și să o actualizăm, să spunem, adică... Să o actualizăm și să o facem cu inimă. Adică una e să predai într-o școală de stat la 30 de copii, alta să predai într-o școală particulară sau confesională la 15 copii. Da. Adică învățământul totuși, învățământul nostru, nu o rămas cam pe aceleași drumuri pornite de perioada dinainte de 89. Exceptând ora de religie. Exceptând ora de religie. Nu, dar nu zic, în linii mari. Da, nu. Da. Sunt multe la care ar trebui lucrate, dar sunt atâtea schimbări în învățământ încât, de fapt, e un ghiveci câteodată. Un astfel de școală, efectiv, poate să aducă într-un echilibru teoria cu practica, menținând programa școlară națională, fiind școală particulară și trebuie să fie obligatoriu acredit cu toate acreditările la zi, oarecum le echilibrează și prin activitățile extra-școlare, să spun, care se întâmplă tot acolo, after school și așa mai departe, să le echilibreze? Cam ăsta ar fi rolul? Unul din rolurile care ar rezulta dintr-o școală particulară ar fi și ăsta. Dar mai sunt și altele, nu știu dacă îmi vin în minte toate, dar unul principal ar fi, să luăm un exemplu, ai un profesor care nu are o conduită bună, nu are un duh bun, nu are o iubire față de copii, să știu, sunt care nu au răbdare câteodată. Sunt profesori care câteodată se mai implică în anumite noțiuni care nu-i privesc pe ei. Adică un profesor de biologie începe să spună copiilor, nu este Dumnezeu. Adică lucrurile astea, într-o școală particulară, foarte sincer, pot fi evitate. Nici nu faci din ei seminar, nici nu faci teologi, că nu asta e ideea, ci să faci oameni. Dar poți elimina elementele negative. Dacă în școală românească te primești cu telefon la ori, într-o școală particulară sau confesională, ai dreptul să-ți faci alte reguli. Și cu telefonul rămâne afară. Sau la after school. Poți desfășura alte activități, cum am spus, care pot echilibra foarte mult teoria cu practica. Ai o mai mare deschidere și o mai mare ușurință de a face anumite lucruri, că sunt mai puțini. Da. Sunt mai puțini. Într-adevăr, explicând
la 30 de copii, nu ai cum să iei pe fiecare în parte și să ai grijă așa cum ar trebui. Da. Pe când la un 15 copii, cum spuneați dumneavoastră, parcă ușor ușor ai timp să aloci la fiecare. Te poți conduce după regulile principale ale societății și ale statului în care trăiești, dar poți adăuga alte elemente foarte benefice lor. Un american spunea că clopoțelul care sună dă un sentiment de neseriozitate în școală. Gata, sună repede, intră clopoțelul, hai să ascultăm muzică pe hol. El, dacă într-o școală particulară vrei să le elimini. Nu-ți da. Spune legea că trebuie să ai clopoțel. Sau amalgamul ăsta de obiecte, toate unul după altul. Tot am citit o carte, acum faci o oră de matematică, păi oră de fizică, oră de biologie. Totuși, în mintea unui copil. Noi așteptăm să știi, să înveți, dar totuși este o minte de copil care trebuie luată, faci azi 3 ore de română, atât. După aia faci ora de biologie a doua zi, adică te poți mișca mult mai liber, să spun așa. Da. Mult mai liber și mult mai spre folosul lor. Mult mai spre folosul lor și a părinților. Că nu neapărat vrei să scoți un geniu, vrei să scoți un om. Dar și omul ăsta, ca să-l scoți, trebuie anumiți pași care câteodată nu poți să-i faci în sistemul ăsta, că e prea... E prea altfel. Prea altfel. Ați spus bine, nu? Prea complicat, câteodată. Făcând paralelă, stau mai bine alții decât noi, dar recuperăm. Da, nu am o statistică. Ce facem noi la Piatra Neamț? Noi la Piatra Neamț încercăm să ne ridicăm și noi la nivelul... Există așa ceva la noi? În primul, școală nu. Școală primară, gimnazială, liceală... Există liceul teologic. Liceul teologic, seminarul. Da. Alte confesiuni, știu cum ai o grădinițe. Da. Dar rest, nu. Mai sunt grădinițe particulare, dar nu confesionale. Noi, parohia noastră, încercăm din anul școlar 2018-2019 să... Adică de la toamnă. De la toamnă, să facem un parteneriat cu liceul particular numărul 1 din Piatra Neamț, să aducem copii, să aducem profesori și să facem o școală particulară cu un duh al normalității, nu neapărat seminar, nu teologi, nu maici și călugări, ci pur și simplu o familie. Da. Asta e ideea, când ești în familia ta, altfel decât lucrurile. Noi am început demersurile, vor apărea anumite pliante în care explicăm exact parteneriatul nostru care îl facem cu liceul particular numărul 1, acreditat până la liceu, până la nivel de liceu. De la grădiniță? De la grădiniță, da. Grădiniță, primar, gimnazial, liceal, profesional chiar. Și vom încerca să creăm elevilor, copiilor și elevilor mediul în care să fii bucuros că vii la școală. În primul rând. În primul rând, tot ceea ce facem, facem cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Teofan, Metropolitul Moldovei și Bucovinie, dar și în colaborare cu preoții care au deja școli. Uh-huh. Noi nu știm încă cum este. Este un părinte, Vasile Gavrilă, la București, care are școală înființată de mai mulți ani. Oarecum aveți și sprijinul... Da. Metropoliei. În primul rând a Metropoliei, dar mă refer sprijin ca și experiență a celorlalți părinți care au mai făcut așa ceva și care s-au implicat și au experiență și știu cum trebuie implementată. Fiecare... O astfel de casă pentru copii. Da. Pe fiecare județ sau oraș mai mare sau orașele de reședință au școli. Suceava are școală nu neapărat confesională, particulară, dar care aparține de biserică. Iașu și în Bacău, am zis Suceava, nu mai zic. Noi nu. Este un oraș mai mic, ce-i drept, dar ne-ar părea rău să nu încercăm. Poate nu merge, poate nu găsești elevi, dar dacă încercăm... E greșe, cred. Da, dacă de la Dumnezeu, se poate. Adică, odată ce ne-am pus în minte, dacă e rândit de la Dumnezeu să se facă, să face, pentru că părintele de la București spunea că... El se duce cu mare bucurie. El e director, el a pus bazele. A început cu 2 clase, cu 10 ani. Acum au ajuns la nivelul de liceu. Văd că simt ca program e același. Da, dimineața fac rugăciunea. Atmosfera care plutește în aer e una care e plăcută. Și contează foarte mult când copilașul, de exemplu, cei de la primară, își fac ghiozdanelul cu bucurie dimineața și... Da.
Aici, în general, la școli particulare, program de after school, program de masă, alte programe în asociere sau în parteneriat cu parohiile. Contează foarte mult, de exemplu, că sunt școli, licee particulare la noi și în străinătate și peste tot, dar cred că e mult mai plăcut pentru copiii înainte de masa de la prânz să vină părintele și să spună împreună Tatăl nostru. Da, da, da. Sau să înveți ei, să spună ei. Da. Da, deci nu o școală, nici biserica și nici eu nu ne-am gândit la o școală în care să, cum spuneam la început, să-l faci seminarist, să-l faci teolog. Nu. Elementele esențiale au neveți normale. Un Tatăl nostru înainte de masă, un semnul Sfintei Cruci după masă, dar și activitățile care sunt făcute în școală câteodată deviază de la o moralitate. Să dăm exemplu Halloween. Avem copii la școală și vedem. Noi românii copiem câteodată prea mult rău din afară decât bine. Normal că în școala particulară pot face altceva. Nu mai fac Halloween. Fac o altă activitate legată de toamnă, că ia tot ce toamnă. Da. Fac o activitate de un atelier de fotografii. Trebuie învățat să folosească tehnologia cum trebuie. Dacă tot au în mână, că de luat de mână nu mai reușim acum să le mai luăm. Dar dacă tot au în mână, hai să facem un atelier de fotografii. Hai să facem o televiziune a școlii. Adică sunt multe idei în care putem să le facem la costuri medii. La costuri medii. O școală particulară e cu taxă. Nu poți să faci o școală particulară sau activitate dacă nu ai un venit. Dar la cum stau lucrurile? Acum, la parteneriatul care vrem să-l facem, o să fie sume modice, medii, accesibile tuturor. Nu? Uh-huh. Când te gândești la școală particulară, te gândești la niște sume imense. Nu, mai acum mai ajută și statul, s-au mai așezat lucrurile și în sistemul particular și deci nu ajunge o sumă să nu o poți suporta. Da. Revenim la subiectul principal. Cum vedeți dumneavoastră ca și rol esențial al bisericii în educarea copiilor în clasele 1-8? Cât de tare ar trebui să se implice, cât de tare se implică și cât de mult s-a implicat în trecut? E un rol major, pentru că atunci ei se formează, clasele 1-8. Nu cred că vreodată va fi scoasă ora de religie de tot, nu cred. Dar e bine, așa gândesc eu, să avem și un plan de rezervă totuși. Planul de rezervă este această colaborare între biserică și școală. Până la urmă, colaborarea asta a fost din tot timpul. Acum e așa mai oficială, prin foi, prin parteneriate. Dar ea este esențială, ora de religie la clasul 1-8, și biserica se implică. În primul rând, prin pregătirea profesorilor, că trebuie să-i pregătești bine. Ei sunt pregătiți doar în mediul teologic. Ea se implică după aia prin activitatea de la biserică. Elevul merge la școală, dar vine și la biserică, la slujbe mă refer. Da. Activitatea principală a unei biserici, liturghia, rugăciunea, după aia celelalte. E, dacă biserica se implică așa și profesorul de religie se implică așa, el la școală, noi la biserică, atunci deja el se completează și capătă o foarte mare importanță ora lui de la religie și prezența lui aici. Spuneați mai devreme de tabere. Da. Este un lucru, să spunem, oportun și benefic în 2018, acum ne raportăm fix anul în care trăim și anii care urmează. Ar fi un lucru oportun să se organizeze mai des astfel de întâlniri cu copiii? Da. Și ce demersuri fac, în primul rând, preoții, că de acolo. Da. Din fiecare parohie în parte. Cum vedeți dumneavoastră, fiind în primul rând, între copii, că ați spus că ați făcut, da, și întâlnindu-vă destul de des cu alți preoți? Da, de câțiva ani se desfășoară un anumit fel de tabără, numit tabăra din privorul satului. El este de două feluri, tabăra asta. O tabără în care ți-aduci copilul dimineața și le-i seara, sau o leși acolo 5 zile, depinde cum te descurci. Uh-huh. El pleacă de la inițiativa preotului paroh,
și la inițiativa enoriașilor și părinților. Și nicând am observat, înainte de a face tabere, am trimis pe mine în alte tabere că au vrut. Da. Au venit foarte mulțumiți. Au venit foarte bucuroși. Ați primit feedback-ul direct din familie, în primul rând. Iar acum cu tabăra asta, care m-a văzut din mai multe părți ale țării, deja ne întreabă, la vară nu facem? Pentru că ei simt nevoia să mai iasă dintr-un stil de viață, așa... Din cotidian. Din cotidian. Acolo s-au întâlnit între ei, au mers împreună la biserică. Noi am avut, de exemplu, un program jumătate de oră, atelierul întreabă preotul. Ne-am dus la o mănăstire acolo în zonă și am spus că e de ajuns. Trecuse 2 ore și ei nu mai plecau. Adică te uimesc, noi gândim prea neortodox câteodată. Hai, ce duc copii, au ei timp 2 ore, au ei răbdare. Depășeam ora mesei și ei nu vreau să plece. Foarte mult contează tabele astea făcute în duh ortodox. Adică combini lucrurile frumoase, recreativi, sportivi, culturale și cu cele ale bisericii. Adică dimineața am făcut împreună rugăciunea, după aia făceam activitățile noastre, odată în cele 6 zile am fost la slujbă, toate cumpănite. Nu doar activități religioase, că nu-ți mai vin, dar nici activități care să nu dea notă că e o tabără făcută de un preot sau de o parohie. Ele s-au mulțit foarte mult, adică, din câte știu, anul trecut mai mult de 1000 de copii au participat la tabele din jurul orașului. În oraș e mai greu, noi am făcut în afara orașului, tot așa. Dar la țară au câmpuri, au unde se duci prin pături. E altfel cum să meargă altfel. Copiii vara să culeagă florile pe o pășune, pe o pajiște undeva și una este să-i plimbăm între mașini în oraș. Da. Dar să fac față de anii trecuți, chiar să fac, e bine, e un puțin stresant ca preot, să ai grijă de ei, să nu pățească ceva, trebuie să ai... E și responsabilitate. E și responsabilitate. Aveam 5 acasă, m-am mai trezit cu încă 50, deja mă lasă toate apele. Dar faci o cruce mare pe ei, Doamne, păzește-ne pe toți. Ele trebuie gândite, avem voluntari, tineri, voluntari primesc câte 10 copii care să aibă grijă permanent, tu ai grijă de aia 10, tot de aia la 10, mâncarea să fie toată proaspătă, sunt multe lucruri care te obosesc, dar la sfârșit când vezi bucuria lor, e de ajuns. Da. Care este feedback-ul copiilor? Cum... La tabere este maxim. Că dacă nu ar fi, nici tu ca preot și organizator nu ți-a mai dat interesul, că dacă nu a mers bine, nu. Au fost și al lor foarte bun, dar mai ales a părinților, că și cu școala, tot vorbim de școală, câteodată mai întâi trebuie să faci cu ei școală și apoi cu copiii. A venit o mamă și a spus, Doamne, părinte, mai faceți tabără la vară? Doamne, vom vedea, nu știu exact, dar vom vedea. Dar de ce i-a plăcut fete? Nu mi-a plăcut mie. Dar de ce, Doamne? Pentru că au făcut altceva decât să face în școală. A fost altceva. Da. Dacă e feedback-ul bun de la părinți... Înseamnă că și... Da. Noi am... Ca în fiecare parohie încep să completez toate segmentele. Bătrânii, tinerii, filantropia, slujbele și aici la tinerii o radicalitate vin, dar nu vin 50. Vin câte 10, câte 12, pe când la tabere. Acum am avut doar 50 de locuri, deși au fost mai mulți care au dorit. Pe când la tabere, faci treabă cu ei. Acum, părinte, să vă întreb, mai faceți la vară în tabără? Dacă dă Dumnezeu, da. Noi încercăm acum cu școala să o punem pe picioare, pentru că este nevoie. Și atunci ați putea să faceți astfel de activități? Acolo în tabără, școala particulară, un cămin de 40 de locuri. Nefolosit. Și școala este nefolosită, nu sunt copii. E făcută prin fonduri europene, liceul particular numărul 1, încât ți ciudă că nu o folosești. Da. Asta cred că a fost primul imbold. Este laboratoare, peste laboratoare, deci la nivel standard europene. Și nu-i folosită. Cum ați vedea dumneavoastră, vă lați așa o oarecare provocare ca nu doar vara să faceți astfel de tabere, ci de câteva ori o dată de 2 ori pe lună, în weekend, să scoateți copiii din cotidian, să mergeți până pe Ceahlău, până acolo, la un parc de distracții, la o plimbare la mănăstirile din județ. Noi putem face table doar de luni până vineri, sâmbătă și duminică slujim. Dar mă refer așa, Noi am făcut iarna. Da. De obicei se fac vara.
cu preoții care am vorbit, au spus că adică am risc să fac iarna, că nu pot scoate afară. Da. Adică dacă era zăpadă, a fost perioada... Dar ca și profesori care pot merge. Da, cu profesori am făcut. Da. Că nu pot să... Am vorbit cu profesori, au făcut voluntariat și au făcut atelier de teatru. Eu nu pot să fac teatru cu ei. Da. Dar au fost mai bine să aduc un specialist. Atelier de muzică. I-am învățat să cânte cântece patriotice. A rămas impresionat ce le-a plăcut. Noi am zis că o să zic, păi, dar ne-a adus în tabără să învăț cântece patriotice. Aici vă completez și mi-aduc aminte cu drag înainte, în toamna, anul trecut spre iarnă, este un profesor de religie undeva la Doina, în zona aia, care face cu copiii o dată sau de două ori pe săptămână, să mi-aduc aminte din colegul meu de la cameră, de două ori pe săptămână. De două ori pe săptămână se întâlnește cu copiii și fac fel și fel de activități și în primul rând învață cântece patriotice. Da. Deci și copiii vin de bunăvoie. Este... E tot ora de cateheză. Și da. în ea te poți desfășura cum vrei. Da. Da? Foarte frumos. Da, noi am făcut... Și am rămas surprins că copii de 1-8 au atracție către așa ceva. Adică nu mă așteptam să... Nici noi ne așteptam, nici părinții, că la sfârșit părinții au vizualizat live tot ceea ce au făcut în săptămâna aia. Nu au venit, i-a dus și au plecat. Nu, le-am dat poezii, au cântat. Nu, a fost reușită prima. Noi vom încerca, dar vom vedea cum va rândi Dumnezeu. Ce așteptări aveți de la școala și de la primul an școlar care o să aleagă? La parteneriatul cu școala. Da. Cred că singura așteptare sau prima așteptare care vine acum în minte e să formăm o familie. Să fim noi între noi. Să fim... să formăm o familie ca și acasă. De acolo, de la noi, familia de acasă, să o aducem acolo, să fim între noi. Părintele Vasilie, cu care țin legătura de la București, pentru că el are atâta experiență, l-am întrebat și pe el, care au fost așteptările pe la urmă, ce ați vrut să faceți? Asta au spus, să fim o familie, că dacă ești unit, multe lucruri bune poți face. Asta e, în primul rând, cred că cea mai mare, sau una dintre așteptări. Eu știu care ar mai fi să fie copiii și a mei, dar și a celorlalți, să ducă la școală bucuroși, să vină tot bucuroși. Și să fie o implicare în activități practice. Mie mi se pare atât de esențial lucrul ăsta de activități practice. Termini o școală, nu știi să faci nimic. De-abia dacă știi să scrii pe românești. Dar să faci ei... Noi eram, m-am prins pe timpul lui Ceaușescu, școala generală. Făceam traforaj, făceam fetele, făceau broderie. Băieții aveau oră de atelier, ne dădea halate, dădeam cu ciocanul. Ia și pune un ciocan în mâna unui copil. Nu. Da, adică, sau un licean de acum e destul de complicat. Mi se pare lipsa, în afară de telefon, nu știu să mânuiască altceva. Mă uit și la mie și la ceilalți. Asta e... Degeaba îi baci teorii, să știi toate operele. E bine, e foarte bine. Dar și lucrurile astea mie mi se pare esențiale la vremurile care vor fi. Cine știe ce vor fi? Noi nu știm să țin, nu știm nici noi, așa, să țin o sapă, da, pe copiii noștri. Sunt fete de liceu care nu știu să coasă nasture. Da, știu. Ne întâlnim cu... Adică în momentul când a sărit nasturile, schimbăm bluza. Da, da, da. Deci, lucrurile astea, cel puțin din punctul meu de vedere, aș vrea să le punctez în parteneriatul ăsta. Ne-am făcut lucru manual la școală. Păi da, da, da. Păi cu traforajul, da, tăiam. Da. Avem de gând aici să facem un atelier de broderie, un atelier de sculptură pentru băieți, un atelier de pictură, de fotografie, adică after school-ul ăsta să nu fie doar de la 12 la 4, stai în clasă și faci teme. Faci o oră, două, dar de la 3 la 4 nu-ți mai arde. Trebuie văzut și lucrurile exact cum sunt. Nu că faci after school, sună frumos, after school, dar de fapt trebuie să stai și faci teme 4 ore în bancă, plus 5 ore de dimineață, ai 9 ore de stat un copil în bancă. Păi cum când ajungi acasă să nu sară pe toți pereții? Că altceva îi scoți, nu știu, avem un program filantropic, avem o cantină pentru oamenii străzi, parohii. Uh-huh. Avem mâncare și ducem la oamenii la tomberoane, peste tot. Păi implici și pe ei. Uite, da. Avem 15 pachetele, pune frumos, pune supa de o parte, supa felul de o parte și așa mai departe. Da. Astea mi-ar place. Da, vorbiți de lucruri foarte frumoase și mă bucur că ușor-ușor... Și orașul nostru are parte de astfel de normalități, pe de altă parte, pentru da, că da, da, da. Sunt
nu știu, multe orașe de la noi care au, multe orașe din străinătate care au, nu aparat, să spunem, astfel de școli cu sprijinul Bisericii Ortodoxe, dar sunt pe tema asta și oarecum aduc un grad de normalitate în viața și o cumpănă tare, pentru că parcă prea tinerii din ziua de astăzi își iau zborul, să spunem. Da. Sunt multe lucruri făcute în biserică, bune, dar care nu sunt arătate. Dacă ar fi să fiu acum sub influența băuturilor alcoolice, ați avea audiență maximă. Oricum, sunt mult mai... Sunt mult mai atrăgătoare, eu știu. Dar că ducem mâncare, noi aici avem 32 de metri unde slujim, plus chiria care o plătim, dar săptămânal ducem 15 porții pe zi la oamenii străzii. E un cost. Da. Trebuie să ai oameni, trebuie să ai voluntari. E un întreg sistem, dacă e așa. Avem un program în care ajutăm oamenii de la țară care au probleme. Eu ascui acasă, apelau la noi. La fel sunt lucruri, dar sunt neștiute din nimeni. Nici eu nu pot să fac reclamă că ar lipsi smerenia noastră, dar nici altcineva din lumea laică să vină să prezinte ei ceea ce face biserica. Că nu numai la noi să facă multe. Dar nu sunt prezentate că nu au audiență. Da, astfel de lucruri, știți cum e, care sunt teoretic, sunt normale și ar trebui să... Și să desfășoară, ele se desfășoară. Da, și ar trebui oarecum să se știe că, și să le facă toată lumea, devenind o chestie normală, parcă societatea în care trăim se uită mai mult la anormal. Așa este, s-au cam întors puțin valorile, din păcate. Spunem la cei rău, spunem bun și la cei buni spunem rău. Dar nădăjduiesc eu cel puțin că nu ne va lăsa Dumnezeu, dar nici noi să nu lăsăm pe El. Cu cât ne depărtăm de cele de sus, cu atât ne depărtăm între noi și de-aia nu mai este o iubire între noi. Peste tot se vede că lumea parcă nu mai merge cum trebuie, mai ales între tineri. Te îngrozesc câteodată ce se întâmplă în școli, ce mai vezi prin alte părți. De-aia probabil ne-a venit impulsul ăsta mie și soției mele să creăm o școală în care cât să iam subvizor și la o școală. Că așa nu știu ce face la școală dacă se duce, dar fiind acolo și noi, altfel. În lumea asta care, sincer vorbind, cam deviază de la un drum normal, noi trebuie să ne ținem să fim normali. Și oarecum ar fi în secolul în care trăim și în viteza în care trăim, ar trebui, așa privesc eu de în afară, pentru că o să fac o paranteză de mai târziu, privind din afară, oarecum consider, și asta este doar părerea mea personală, că este un moment critic în care biserica, în primul rând, ar trebui să se implice mai activ și să domolească puțin devierea care o ia societatea noastră. Așa este, dar biserica trebuie să implice în primul rând prin rugăciune. Da. Lumea așteaptă să ne implicăm social și filantropic. Asta e al doilea scop al bisericii. Primul, nu, lumea vrea să fie ăsta principalul. Da. Filantropic. Dar ne pierdem, de fapt, misiunea noastră. Eu am venit la biserică să mă rog lui Dumnezeu să ne dea nouă har a oamenilor. După aia mă duc să cumpăr o sacoșă de alimente și o dau unui sărac. Biserica asta este chemată prima oară, la rugăciuni și la slujbă. Ăsta e esențialul. Și ăsta trebuie să vadă omul și trebuie să simte. El trebuie să știe că preotul paroh e acolo să roagă. Nu pot să fiecare zi, dar au fost postul. În fiecare zi slujbă. Sâmbăta slujbă. Adică ăsta e esențialul. Da. Ăsta ajută cel mai mult oamenii, societatea, din partea bisericii. După aia, normal că este un timp, da, sociologul cred că permanent, dar mai ales acum, în care să se implice în mersul bun al societății. Se implică, dar multe piedici are. Aici, despre piedicile puse, cred că nu ne ajunge o emisiune. Da. Dar ușor-ușor se întâmplă și partea asta. Se întâmplă, dar lumea scotocește să vadă ce e rău în biserică. Că n-ai cum să fii doar bine. Se întâmplă și lucruri care nu trebuie, dar n-am coborât de pe lună, nici noi preoți. Suntem oameni dintre oameni. Da. Dar mai multe lucruri bune se întâmplă decât rele.
dar fiindcă scotocezi doar cele rău, le umbrezi pe alea bunii. Și un alt lucru foarte important este că implicarea bisericii nu trebuie să aibă efectul acum, ci trebuie pe timp îndelungat, exact. Așa este. Cum ar fi, cum este proiectul pe care l-ați început dumneavoastră, adică vă implicați activ în societate, dar nu a cumpăra sacoșica de care spuneați dată unul sărac, ci efectiv în sănătoșirea societății prin o educație foarte sănătoasă copiilor. Da. Asta e, cred că, al doilea lucru esențial la biserică și apoi să spune filantropia. Așa este. De ele lucrurile se întâmplă, să știți. Adică ele... Biserica în oarecare măsură își face treaba, dar se simte nevoia de mai multe rugăciuni decât de construire de spitale din partea bisericii. Mai multe rugăciuni, mai multă liturghie, o implicare a bisericii în viața omului ca el să devină mai apropiat de Dumnezeu. Și acum mi-a venit în minte din perioada postului, am fost la Părintele Capșa și ne-a spus că este mult mai important ca să faci omul să vină la biserică decât să-i dai ceva sau... Adică, și nu spunea din partea preoților, că vorbeam despre post și despre altele. Și mi-a spus că pentru tine, de exemplu, este mult mai important și mult mai bine să... De exemplu, nu știu, să-ți aduci finul la biserică în post decât să te duci să-i duci o jucărie. Da, știți de ce? Pentru că la biserică îți încalci bateria sufletească. Da. Odată ce tu ca biserică ți-ai împlinit principala misiune de a chema, de a atrage oamenii... Când se trage clopotul să fie biserica plină, cum zicea Părintele Capșa. Da. E normal că omul pleacă cu alta așezare sufletească, devenind un om... nu știu dacă sună bine, folositor societății, adică un om care are pe Dumnezeu în suflet, poți lucra cu el la o societate normală, la o societate bună. Sănătoasă, în primul. Sănătoasă. E normal că asta e principalul scop a bisericii. Să-l coboare pe Dumnezeu în inima oamenilor. Și odată venit un astfel de om care este sănătos din punct de vedere sufletește, altfel, și cum omul bolnav, nu prea poți să faci treaba. Păi noi suntem un spital, noi însănătoșim cu majoritatea, suntem bolnavi acum, nu? Păi, de exemplu, la cantina noastră, noi avem doar voluntari. Dar voluntarii ăștia, mă zice, cei care vin la biserică, că la care nu vine, cum îl alegi? Da. Cum mă dai de el? Dar prin voluntarul ăsta, prin voluntarii ăștia au venit și alții care nu au avut treabă cu biserica. Da. Adică, până la urmă, toate sunt unite între ele, sunt legate între ele, rugăciunea cu filantropia, cu... eu știu, cu scopul de a așeza sufletul omului pe linia cea bună, toate sunt legate între ele. Și ele se întâmplă în biserică, în Biserica Ortodoxă Română și în parohiile noastre de oraș și în parohiile din Piatra Neam se întâmplă. Dar nu sunt toate vizibile. Da, sunt și lucruri care fiind atât de ar trebui să fie atât de normal și natural, încât pur și simplu nu le vedem. Și asta este. Și asta pentru că și noi, când mergem pe stradă, nu prea ne dăm seama că drumul e drept sau, e curbat. Pentru că e normal să mergi pe drum. Da. În momentul când mergi pe cărare prin pădure, nu prea e normal și vezi cam toate pietrele. Dar când mergi pe asfalt la noi, e normal. Da. Deci biserica acum, în general, ea merge pe un drum normal. Mai sunt. Și urcușuri și coborușuri. Da, sunt urcușuri și coborușuri, dar eu, ca părinte, ca tată, dacă nu aș fi în preoții, totuși mi-aș da seama că biserica se implică, dar trebuie și implicarea ta să-l duci de ea la tabără. Bun, biserica face tabără. Dar dacă nu vine nimeni degeaba. Da, dacă nu, tu nu-l aduci. Ai auzit că se face tabără. Că, din om în om sau aude, uite, părintele cu tare face tabără. Nu vrei să-l duci? Ba, da, uite, numărul de telefon. Și așa se face. Dar trebuie să ai deschiderea și tu. Cum și cu proiectul care... Și cu proiectul școlii. La fel, degeaba se face dacă... Nu este deschidere din partea societății. Da. Noi ne nădăjduim că o să găsim. Dacă am găsit deschidere la conducerea actuală a școlii și ne acceptă parteneriatul nostru, ne nădăjduim că o să găsim deschidere și la oameni. Că nu...
nu vrem noi să răsturnăm lumea acum, ci pur și simplu să facem un proiect, un parteneriat simplu, un parteneriat folositor și nouă părinților, dar și mai ales copiilor. Da. Timpul zboară. Știu. Mi-a făcut deosebită plăcere și eu abia aștept să vin la inaugurarea școlii. Începutul e mai greu la orice și aici începutul, da, o să fie greu. N-avem încă nimic realizat concret, dar acum studiem terenul, acum încercăm să atragem profesori care, oi, și la pensii poate, sau sunt mămici care au crescut 4-5 copii și nu mai au curajul să mai vină să mai predeau. Da. Au rămas așa, cum să zic, depășitorii de situații. Adică noi încercăm să găsim acum personal și resurse umane și profesori și copii. Și de abia după ce îi dăm drumul, deja reclama cea mai mare nu ne-o facem noi, o să facă copiii dacă copiii este bine. Ei între ei. Noi ne adăjdem să iasă ceva bun. Noi îl luăm pe Sfântul Gheorghe Pelerinu, moșul Gheorghe Lazar, ca ocrotitor, dacă în viitor va fi preluată... Proaspăt canonizat. Dacă va fi preluată în totalitate de mitropolie, probabil va fi denumirea asta. Dacă nu va fi ocrotitorul nostru spiritual, știu doar din noi, să spunem, sau de cei din școală. Și oricum, el s-a rugat la biserica de la turn peste 20 de ani. Da. Deci în continuare o să se roage și pentru... Da, când ne dăvnesc, avem evlavii. Nu? Eu vă mulțumesc tare mult pentru ce ne-ați spus astăzi, ce ne-ați învățat, ce cuvinte pentru suflet ne-ați spus și cu ajutorul Dumnezeu o să venim la deschiderea anului școlar. Să dea Dumnezeu. Atunci o să avem timp berechet să stăm de vorbă și, adică noi o să avem dumneavoastră, nu știu câtă treabă o să aveți. Dar... Să fim ca parohie, o să fim coordonatori. Deci o să avem timp să stăm de vorbă, o să vedem și copiii și personalul, ceea ce este destul de important. Sunt multe lucruri de văzut care trebuie făcute publice să vadă ce este acolo și nu-i folosit. Da. Adică să dau autorizații la niște școli care nu au cele necesare pentru autorizații, acolo și au autorizații peste autorizații și acreditări peste acreditări, dar nu este populată, nu este folosită. Mă bucur tare mult că am venit. Mulțumesc și eu de că ați venit la noi în parohie. Și oricum ne vedem în curând, că acum e aprilie, acum e septembrie. Timpul trece repede. Mulțumesc și telespectatorilor că au fost alături de noi și ne revedem weekendul viitor cu o altă emisiune Cuvinte pentru Suflet.